Salarii decente, modernizarea sistemului de învățământ, majorarea și indexarea anuală a pensiilor. Acestea sunt doar câteva din promisiunile făcute de candidatul independent la funcție de deputat Victor Stepaniuc la lansarea platformei sale electorale. Stepaniuc a menționat că este adeptul moldovenismului și va pleda insistent pentru predarea cursului de istorie a Moldovei în școli. Nu eu am fost primul moldovenist. Primul moldovenist probabil că a fost Bogdan, care a creat țara Moldovei. Și alt moldovenist a fost Ștefan cel Mare, care au apărat-o de toți, inclusiv de, și de frații noștri cei mai apropiați atunci. 21 de războane din 40 purtați împotriva valahilor. Și lucrul acesta nu l-a descoperit Stepaniuc, dar îl cunoaște fiecare istoric. Victor Stepaniuc, care a fost membru PCRM timp de mai mulți ani, nu a criticat partidul din care a făcut parte, dar a menționat că Vladimir Voronin nu a știut să plece frumos. Stepaniuc a spus că în cazul în care va ajunge în Parlament, va opta pentru o alianță de stânga-dreapta. În Partidul Comuniștilor sunt oameni de treabă foarte mulți. Sunt colegii, foștii mei colegi, sunt împotriva deci, doctrinelor liberale, sunt gata de compromisuri, dar compromisul acesta trebuie să fie bazat numai pe interesul național. Candidatul independent la funcție de deputat Victor Stepaniuc va fi cu numărul 20 în buletinul de vot.